Să unească o țară sfâșiată în două, să o salveze de la naufragiul pandemiei și să restaureze poduri cu comunitatea internațională este misiunea lui Joe Biden, noul președinte american, care se confruntă cu o provocare uriașă, cu lupa lumii cercetându-i fiecare pas. La 78 de ani, după o jumătate de secol în politică și două încercări de a deveni președinte al Statelor Unite, Joe Biden a reușit. Miercurea aceasta a intrat în Casa Albă după o zi intensă de evenimente de inaugurare pentru a trece imediat la treabă. La biroul oval, noul președinte al Statelor Unite și-a pus semnătura asupra 17 măsuri urgente, cele mai multe menite să anuleze moștenirea lăsată de Donald Trump. Printre altele, Biden a suspendat plecarea Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății, a aprobat reintrarea acestuia în acordul climatic de la Paris și a suspendat construcția zidului de frontieră cu Mexicul. Discursul de inaugurare a lui Biden nu a fost nicio ispravă de a vorbi în public, nici nu a surprins cu noi promisiuni, dar și-a arătat clar obiectivul de a aduce țara înapoi și de a restabili podurile către restul lumii. În această zi a lunii ianuarie, tot sufletul meu este în asta, unirea poporului nostru, a națiunii noastre și cer tuturor americanilor să se alăture mie în această cauză. Acesta este mesajul meu către cei de dincolo de granițele noastre. America a fost pusă la încercare și am ieșit mai puternici. Ne vom repara alianțele și ne vom angaja din nou cu lumea. Tonul politic se reflectă și în componența noului guvern, condensat în figura lui Kamala Harris, prima femeie, prima afroamericană și prima asiatică americană care deține vicepreședinția. Absența lui Donald Trump în evenimente a fost compensată de prezența foștilor președinți Barack Obama, George Bush și Bill Clinton. Prima sută de zile ale mandatului oricărui președinte sunt importante. Biden va trebui să fie crucial pentru o țară cufundată în criza economică și de sănătate și total divizată.